Românilor le place să stea la coadă. E un lucru verificat și bine împământenit. Iar sibienii sunt tot români. Așa că o coadă cinstită la Casa de Asigurări de Sănătate e patriotism curat. Zeci de sibieni s-au aliniat, apoi îmbulzit în fața instituției, majoritatea fluturând adeverințe pe care le-au adus de la finanțe, pentru a dovedi că au plătit contribuțiile. Parcul submarin este superb indiferent de anotimp, iar atunci când ne dorim să luăm o gură de aer proaspăt, o plimbare pe aleile de aici este cea mai bună variantă. De câteva zile însă, parcul pare părăsit și neîngrijit, iar asta fiindcă mulți arbori au căzut ca secerați la pământ, unii dintre ei fiind smulși din rădăcină. Odată ce au fost doborâți, copacii au rămas pe loc, blocând unele alei. Biserica din curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență din municipiul Sibiu a fost prădată de hoți. Aceștia au intrat în lăcașul de cult în toiul nopții și au furat cutia milei, în care se aflau 100 de lei. Polițiștii au găsit caseta aruncată în apropiere, iar acum încearcă să le dea de urmă făptașilor.